Pe un viscol infernal cu rafale de până la 100 de km pe oră, salvatorii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea au mers de la o intervenție la alta. Sute de oameni au rămas blocate pe drumurile pline de troiene din județ. Încercau să ajungă cu autoturismele personale sau mijloacele de transport în comun în diferite zone. Și o cisternă și mai multe camioane au rămas blocate. O gravidă de 19 ani din satul Culmea și o bătrână de 80 de ani cu probleme de sănătate ce era la un cămin de vârstnici din Peștera au fost luate cu șenilata. Au fost predate echipajelor de ambulanță, care le-au dus mai departe la urgența spitalului județean din Constanța. Peste 400 de pompieri au fost la datorie în weekendul care tocmai s-a încheiat. Execută misiuni pentru înlăturarea tuturor efectelor negative produse de acest cod roșu, peste 100 de utilaje care intervin pentru dezăpezirea și deblocarea a drumurilor. Au fost chemați inclusiv pompieri aflați în timpul liber. Și în plus, mai multe echipaje din diferite zone ale țării au ajuns în Constanța. În sprijinul ISU Constanța sunt trimise 8 camioane și 8 generatoare de mare capacitate din cadrul ISU Argeș, ISU București Ilfov, ISU Călăraș, ISU Dolj, ISU Giurgiu, ISU Mehedinți, ISU Olt și ISU Teleorman. Generatoarele ISU permit aprovizionarea temporară a unor localități cu energie electrică, în cazul în care rețeaua publică cedează din cauza veremii neprielnice a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență, iar rețeaua a cedat în numai puțin de 65 de localități. Zeci de mii de oameni erau afectați duminică din lipsa alimentării cu energie electrică. În 45 de localități nu a fost apă. După ora prânzului a fost instituită permanența la instituțiile de forță din județ. Se intervine cu toate forțele și mijloacele pe care le avem la dispoziție. Peste 2000 de apeluri privind efectele negative produse de furtună au fost primite la 112. Pompierii militari constanțeni au executat cu succes peste 500 de misiuni, după cum urmează. 323 de persoane salvate din zăpadă, 4 microbuze, 3 camioane, 2 cisterne, un autocar, 98 de autoturisme deblocate din zăpadă, 125 de copaci degajați, 20 de autoturisme avariate degajate. 19 stâlpi de electricitate degajați, 3 stâlpi RDS-RCS degajați și 10 acoperișuri de locuință degajate plus multe altele. Și inspectoratul de poliție al județului Constanța a acționat în teren cu peste 200 de polițiști, cu 100 de autospeciale, în filtre rutiere și pe principalele artere de circulație. Zeci de polițiști constanțeni intervin în zonele Cernavodă, Mihail Cogălnicianu, Medgidia, Cumpăna, Saraiu, Aliman, Amzacea, unde mai multe persoane sunt blocate în autoturisme. În ultimele 24 de ore, la centrul operațional din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au fost primite 1144 de apeluri prin 112, prin care s-a solicitat intervenția polițiștilor. Codul roșu de vreme rea a expirat duminică seară.